Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga, bine v-am regăsit la o nouă ediție Cinema Powered by Kiss FM, desigur, doar aici, pe Kiss TV. Vincent Cassel este un celebru actor francez bine cunoscut pentru rolurile sale negative în care este cel mai adesea distribuit. El și-a început cariera în Franța în 1988 în televiziune și cinema. A continuat să joace în peste 80 de filme în Franța și Statele Unite. Rolurile lui Vincent Cassel includ de asemenea Ocean's 12, Ocean's 13 și Black Swan. Cassel face acum echipă cu regizorul David Cronenberg pentru un nou thriller intitulat The Shrouds. Filmul pe care Cronenberg îl va scrie și regiza se concentrează pe Karsh, un om de afaceri și văduv îndurerat care construiește un dispozitiv pentru a se conecta cu morții în interiorul unui giulgiu. Cassel și Cronenberg au mai colaborat anterior pentru Eastern Promises și A Dangerous Method, iar filmările pentru The Shrouds vor începe în martie 2023. Pe plan personal, Vincent Cassel, fostul soț al actriței Monica Bellucci, a reușit să atragă privirile tuturor atunci când s-a afișat alături de actuala sa soție, fotomodelul Tina Kunaki. Actorul în vârstă de 55 de ani a cunoscut-o pe Tina, pe când aceasta avea doar 19 ani. Cu toate acestea, diferența de vârstă nu le-a afectat relația. Cei doi au adus pe lume primul lor copil în anul 2019, pe micuța Amazonie, la mai puțin de un an după ce Vincent s-a căsătorit cu modelul francez. Actorul a mai fost căsătorit în trecut, așa cum am mai spus, cu Monica Bellucci. Cei doi au fost împreună pentru 14 ani, începând cu 1999, după ce a întâlnit-o pe platourile de filmare la The Apartment în 1996. Au două fiice împreună, Deva și Leonie. Astăzi îl cunoaștem mai bine pe celebrul actor Vincent Cassel, printr-o selecție fină de filme de top pe care orice cinefil trebuie să le aibă în arhiva personală de filme. Începem cu My King. Tony este internat într-un centru de reabilitare după un accident grav la schi. Depinde de personalul medical și de analgezice, însă își face timp să-și amintească povestea tumultoasă de dragoste pe care a trăit-o cu Giorgio. Pe locul 5 avem A Dangerous Method. O privire asupra modului în care relația intensă dintre Carl Jung și Sigmund Freud dă naștere psihanalizei. Sometimes you have to do something unforgivable just to be able to go on living. Continuăm aici în Cinemap cu The Apartment. Un bărbat proaspăt logodit vede accidental o fostă iubită și devine obsedat să o reîntâlnească. Mai departe ne întâlnim și cu Mesrine, Killer Instinct. Povestea celebrului gangster francez Jacques Mesrine, cu accent pe viața lui de dinainte de începutul anilor 1970 și evenimentele care l-au declarat inamicul public numărul 1 în Franța. Mai departe în cinema vorbim despre Read My Lips, un film din 2001. Ea este aproape surdă și el citește pe buze. El este un fost condamnat. Ea vrea să-l ajute. El crede că nimeni nu îl poate ajuta în afară de el însuși. Continuăm cu La Haine, un film din 1995. 24 de ore în viața a trei tineri din suburbiile franceze, a doua zi după o revoltă violentă. A venit momentul să povestim despre ce vedem la cinema în acest weekend și începem cu Where is Anne Frank?
Anne Frank este un nume familiar chiar și pentru cei care nu au citit jurnalul. Regizorul Ari Folman revine în atenția publicului cu Where is Anne Frank, o minunată animație despre o adolescentă aflată într-o călătorie dificilă pentru a o găsi pe autoarea celebrului jurnal din timpul celui de-al doilea război mondial. La 75 de ani de la moartea Anne Frank, prietena ei imaginară Kitty prinde viață în Amsterdamul de astăzi. Neștiind că au trecut 10 de ani, Kitty este convinsă că dacă ea este în viață, atunci trebuie să fie și Anne. Pleacă în căutarea ei în armată cu celebrul jurnal alături de prietenul ei, Peter. Where is Anne Frank este un film sfâșietor și captivant, ce transmite un mesaj de speranță și generozitate adresat generațiilor viitoare. Rulează din 20 mai în cinematografele românești. For every person we welcome is a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. Make them fight your war somehow. This young lady here named Kitty is looking for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What is important? Get in the truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. Mai departe în Cinemap ne întâlnim cu Tutankhamon, ultima expoziție. La 100 de ani de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, documentarul Tutankhamon, ultima expoziție oferă o oportunitate unică de a-l descoperi pe faraon și de a vedea imagini inedite ce prezintă cum anume au fost mutate 150 dintre comorile lui pentru a fi prezentate în cadrul celei mai mari expoziții dedicate vreodată acestuia. Documentarul ne prezintă încăpățânarea arheologului britanic de a descoperi mormântul, atunci când mijloacele de comunicare în masă abia începeau să ne schimbe radical viețile și oferă acces exclusiv în unele dintre locurile care au marcat pentru totdeauna istoria și civilizația, cu Manuel Agnelli și Iggy Pop. Gata pentru astăzi, dragii mei! Eu sunt Ana Moga, ne reauzim în curând pentru o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM, doar aici, pe Kiss TV. Informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM.